Părintele Iosif Pârvu s-a stins. Cancerul la stomac cu care se lupta de ani buni s-a agravat în ultimele luni. Duhovnicul de la mănăstirea Petru Vodă din Neamț a fost operat, dar era mult prea slăbit pentru a rezista suferinței. Pentru mine nu mai există. Dacă trăiesc, sau de frumos. Dacă trăim, mai Domnul trăim. Dacă murim, pentru Domnul murim. Nu i-a fost frică niciodată de moarte. Părintele Iustin Pârvu s-a dus la Domnul aseară, înainte de miezul nopții, în chilia sa de la mănăstire. Părintele Iustin a fost ultimul mare duhovnic al generației sale. Veniți de primiți lumina, anul acesta, Sfânta Sărbătoare a Învierii l-a găsit bolnav pe Marele Părinte Iustin Pârvu. Duhovnicul a fost dus la spital la Cluj. Suferea de cancer încă din anii grei de temniță, începuți în 1948. 16 ani a stat în cele mai dure pușcării ale României, Jilava, Pitești, Periprava. A rezistat cu ajutorul credinței, după cum chiar el le mărturisa colegilor de la emisiunea în premieră. Nici o oră de pușcărie, de suferință, n-a fost zadarnic. Iar când primește celula, este locul cel mai fericit de a te putea realiza. Nimic nu redresează lumea decât suferința. Iar suferința a fost cumplită. Păi tu mai crezi în Evanghelie? Păi cum să nu cred? L-au spânzurat cu capul în los, l-au bătut, până dimineața a rămas cu oasele spânzurate. Asta este, în sfârșit, ce se întâmplă în viața noastră toate zilele. Așa au trecut 6.000 de zile de pușcărie. N-am mers cu nicio rană. Toate rănile s-au vindicat acolo, pe loc. Au fost rănile mai mari când am ieșit, măi. Pentru că ești în pușcărie, se trăiește așa a nimănui. Să nu te aștepte nimeni, să nu te pregătească nimeni, să nu te întrebă ceva de unde pe care mergi. Păi cea mai grea, pustiire. Mama nu l-a crezut că el este fiul ei și că mai trăiește, iar securiștii încă îl urmăreau. Părintele Iustin a slujit ca monah la mănăstirile Secu și Bistrița. În anii 90 a început construcția mănăstirii Petru Vodă, dedicată martirilor din temnițele comuniste, chiar în locul copilăriei sale, în Neamț. Un proiect pe care l-a construit mai întâi în minte, în temniță. Ce am avut eu în viața mea de copil, din meleagurile astea aici, au început să înfloreasă acolo, să se zidească mult mai mult. În ultimii ani, chilia părintelui Iustin Pârvu de la mănăstirea Petru Vodă a devenit loc de pelerinaj. În 2000, marele duhovnic a ridicat un schit pentru maici, lângă mănăstire, o casă de educație pentru copii și un azil de bătrâni. Puțin înainte de a muri, părintele Iustin Pârvu le-a povestit reporterilor în premieră și de ce biserica nu-i canonizează pe marii martiri ai ortodoxiei românești, foști deținuți politici. La noi nu se canonizează, pentru că există o treabă foarte interesantă și de care nu scap ușor. Aici se vorbește mișcare legionară, pe care nu pot iniți. Părintele și-a păstrat tonul radical până în ultimul moment. A criticat și stilul de viață adoptat de români, tot mai comozi și mai materialiști. A nu vorbi. A nu deschide gura și iei apă în gură, ochelari la ochi, poate în urechi. Așa se mai e un model, dacă vrei să n-ai deloc. Familia, școala, biserica.
Aia sunt trei mari instituții care formează, așa zis, caracterul uman. În aprilie, duhovnicul a întocmit un rechizitoriu la adresa liderilor politici și le-a cerut public românilor să-și apere identitatea națională, pământul și unitatea. Trezește-te, popor român! Trezește-te, popor adormit!